Cei 8 primari ale căror solicitări privind deblocarea posturilor au fost aprobate se pot considera norocoși. Asta pentru că la sediul prefecturii Gorj au ajuns cereri de la numeroase autorități publice locale ce au nevoie urgent de angajați. Cele 24 de posturi vacante sunt la primăriile Turburea, Vladimir, Godinești, Roșia de Amaradia, Bengești, Ciocadia, Lelești, Bălești și Țânțăreni. Au fost aprobate în ședința guvernului din 25 iulie deblocarea 24 de posturi unice vacante pentru 8 autorități publice locale. Deblocarea vine în contextul în care autoritățile publice locale se confruntă cu lipsă de personal. Avizul vine în contextul în care instituția prefectului a reanalizat solicitările primite de la autoritățile publice locale, pentru că a avut loc acea creștere salarială de 8%. Edilii spun că, deși au fost luate destul de târziu, deciziile guvernanților sunt binevenite pentru că activitatea primăriilor risca să aibă de suferit. În comuna Țânțăreni, de exemplu, vor fi deblocate 8 posturi de psiholog, asistent social sau referent. La Roșia de Amaradia, însă, primarul trebuie să se mulțumească doar cu 2 oameni noi. Pune solicitarea primăriei Roșia de Amaradia de aproape un an de zile. Aveam nevoie neapărat de cele 2 posturi care se încadrează în numărul maxim cuprins în organigrama primarului. E vorba de un muncitor calificat. De asemenea, la poliția locală aveam 3 locuri. Unul a ieșit la pensie, având în vedere că populația este de 3.162, deci trebuie 3 angajați. Reprezentanții prefecturii Gorj spun că nu pot face altceva decât să aducă la cunoștința superiorilor de la capitală și restul solicitărilor venite de la edili, urmând ca cererile acestora din urmă să aștepte soluționarea.